10. Ca o prezentare, DSVSA este o instituție publică deconcentrată, aflată conform prevederilor OG42/2004, cu modificările ulterioare aprobate prin legea 215/2004, în subordinea ANSVSA, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, cu sediu la București, în Casa Presei Libere, fosta Casa Scânteii. Competența Direcției Veterinare se întinde pe teritoriul județului Timiș, rezultând clar că sunt 42 de direcții veterinare în toată țara, în subordinea acestei autorități. În cadrul Direcției Sanitare Veterinare se află și Laboratorul Sanitar Veterinar, amplasat în cele două clădiri. Asta care e clădirea inițială în care a funcționat direcția și cea din spate e clădire nouă, dată în folosință în 2009. Aceasta în care suntem este partea administrativă, în 2004 s-a dat în folosință. În cadrul acestei instituții, la ora actuală, există un număr total de 114 funcționari publici repartizați astfel: 9 pentru activități legate de autorizări, avizări, audit și import, export, comerț intracomunitar, 13 medici veterinari și tehnicieni teritoriali în circunscripții zonale și circunscripții de siguranță alimentelor, care se ocupă la fel tot de autorizări, avizări, import și export, 12 medici veterinari pentru activități de supraveghere a sănătății animalelor și acțiunilor sanitare veterinare de interes național, e vorba aici de vaccinări, tuberculinari și așa mai departe, 4 medici veterinari pentru activități de supraveghere a siguranței alimentelor de origine animală, e vorba de așa numitul program strategic, sunt un coleg și 3 colegi recoltează probe conform unui grafic și supraveghează această zonă, 3 ingineri cu activități de supraveghere a siguranței alimentelor pe produse de origine non-animală, 4 medici veterinari, un medic uman și 2 ingineri în serviciu antifraudă al DSVSA-ului, 7 medici veterinari pentru evidență informatică a exploatațiilor și a efectivelor de animale, este vorba de acele numere matricole și evidența lor, lucrăm ca și evidența populației mare de la poliție, acele numere reprezintă de fapt niște CNP-uri ale gospodăriei și respectiv a animalelor din acea gospodărie sau acea fermă. 34 de medici veterinari, biologi, chimici, tehnicieni pentru laborator, lucrează în laborator. Un medic veterinar avem în nou înființatul compartiment de poliția sanitară veterinară a animalelor. 13 posturi sunt administrative, economic, resurse umane, juridic, audit intern și 12 posturi de conducere, șef birou, șef servicii, director executiv adjunct și director executiv. La acești funcționari publici se adaugă un număr de 60 de posturi personal contractual, medici veterinari și ingineri, care își desfășoară activitatea fie în laborator, fie în unitățile de producție în general, deci în abatoare, care fac controle oficiale fără să aibă dreptul de a aplica sancțiuni și stau permanent în unitățile de producție sau de depozitare din județ, în marile unități economice. Activitatea personalului DSVSA Timiș acoperă cel mai mare teritoriu al țării, e vorba de 8697 km² cu un număr de 84 de circumscripții sanitare veterinare de asistență care s-au privatizat în 1999, în septembrie. 93 de unități farmaceutice veterinare, 15 centre de colectare animale vii pentru export, 138 de ferme comerciale, industriale, circa 15.000 de gospodării ale populației cu animale, 15.800 și vreo 60, 86 de fonduri de vânătoare, 45 de unități cu ștampilă ovală în industria alimentară, asta este o marcă de sănătate veterinară stabilită și recunoscută internațional pentru unitățile care fac export și comerț intracomunitar. E vorba de abatoare, fabrici, depozite pentru export, import, unități de procesare. 2649 de unități de industrializare sau depozitare, comercializare produse non-animale, 6241 unități de vânzare cu amănuntul și 785.000 producători cu vânzare directă. În
primele 9 luni ale acestui an au fost autorizate sau înregistrate sanitar veterinar un număr de 138 de unități de creștere a animalelor, 657 de unități de producție, procesare, depozitare și comercializare a produselor alimentare, precum și un număr de 393 mijloace de transport animale vii sau produse de origine animală. Un volum foarte mare de muncă, pentru că aici, în afară de documentațiile respective, se merge și în teren pentru fiecare din această unitate. Deci îți consumă timp. Au fost gestionate și certificate un număr de 905 exporturi sau comerț intracomunitar, ieșiri de animale vii, 950 exporturi de produse alimentare și 513 intrări prin comerț intracomunitar animale vii și 630 prin comerț intracomunitar a produselor alimentare, care la fel medicii noștri trebuie să fie prezenți, să facă toată formularistica, să vadă înapoi ce s-a întâmplat cu acele animale, cu acele produse, e o întreagă procedură care consumă foarte mult timp. În primele trei trimestre ale anului, prin personalul cu atribuții de control oficial, au fost efectuate un număr de 9582 de controle oficiale, în principal preventive. Și aici e important, poate față de alte instituții care fac, au acțiuni de control tematice, punctuale, dar în principal, să zic așa, reactive, deci iau măsuri după ce s-a întâmplat ceva sau când constată că s-a întâmplat ceva, cea mai mare pondere activității noastre este cu caracter preventiv, deoarece ne trimitem personalul în teritoriu, în unități, unde monitorizează sau fac verificări pe animale și pe produse, tocmai în scopul de a nu permite intrarea pe piață a produselor cu probleme. Și ca să vă încerc să fiu cât mai sintetic, să fie un exemplu foarte plastic și simplu, dacă cum suntem în Timiș, de exemplu, supraveghem tăierea unui 1.000.000 și circa 200.000 de porci pe an în abator, din acel abator nu pleacă probleme. Dacă oamenii care avem noi în abator, 8 oameni plus de aici din direcție periodic, încă 2 sau 3 care mai circulă și urmăresc toată situația, nu i-am avea acolo și am încercat să-i trimitem în unități de vânzare cu amănuntul să verifice carnea de porc, mi-ar fi imposibil. Iar clar și problemele s-ar împrăștia peste tot și n-am mai știi de ele, am intrat într-un hățiș de evenimente și din cauza asta conduita nu e stabilită de noi aici la județ. Și la nivel național și în general și internațional, serviciile oficiale veterinare se axează foarte mult pe unitățile de producție și unitățile de import. Deci dacă noi controlăm importurile și producția mai departe, dacă apar evenimente, sunt punctuale. Nu se generalizează și amploarea e mult mai mică. Deci lucrăm pe analiza riscului foarte mult. Deci aceste controle au fost efectuate pentru verificarea majoritatea conformității datelor depuse de către proprietarii de animale către APIA în vederea obținerii de subvenții. Avem vreo 7.000 de controle până acum la așa ceva. Pentru verificarea acțiunilor veterinare efectuate de medicii privați din județ, care au contract cu statul pe acțiuni sanitare veterinare și aici lunar verificăm cele 84 de circumscripții, pe tot ce se lucrează în ele, pentru supravegherea stării de sănătate a animalelor la programul strategic, cum numim noi programul de supraveghere, monitorizarea unităților de industrie alimentară, import, export și comerț intracomunitar, la fel la programul strategic de supraveghere și activități de comercializare directă sau cu amănuntul unități de alimentație publică. Ca urmare a acestor acțiuni de control au fost confiscate un număr de până în prezent 23,829 tone produse și subproduse de origine animală și au fost aplicate un număr de 140 sancțiuni contravenționale principale în valoare totală de 184.240 de lei, fiind suspendată funcționarea a 6 unități și interzisă funcționarea a 2 unități economice. Sancțiunile au fost aplicate pentru neidentificarea și neînregistrarea animalelor și a mișcării acestora
pentru nerespectarea normelor de bunăstare a animalelor, pentru nerespectarea măsurilor dispuse de autoritatea sanitară veterinară, pentru abateri privind depozitarea și comercializarea produselor alimentare. Deci aici m-am exprimat sintetic, este vorba de tot felul de aspecte legate de nerespectarea lanțului frigorific, depozitarea concomitent în același spațiu a unor produse diferite, nerespectarea termenului de valabilitate și așa mai departe. Pentru perioada rămasă din acest an se vor demara acțiuni de verificare a respectării normelor sanitare veterinare în fermele de porcine din județ, deci fermele industriale ne așteaptă acțiune serioasă pe 30 de ferme, pentru APIA vom face aceste controle. Va începe campania de vaccinare antirabică a carnasierilor domestice, e foarte important pentru că și pe rabie poate facem o conferință separată, dar vreau să vă spun următorul lucru, să știți că inclusiv în județul Timiș în anii precedenți am avut rabie, turbare, inclusiv în oraș în Timișoara am avut la un câine, acum vreo 8 ani, 7 ani. Personal cunosc din perioada în care eu am venit în DSV Timiș, anii 95, da, 95-96, două cazuri cu mortalitate la om, datorită a un copil care a murit mușcat de o zgria de o pisică și o femeie care, tot la fel, într-o parcare de asta pe marginea drumului, a găsit un pisoi, a zgriat-o și nu și-a dat seama, a făcut urbare, n-a mai putut la Victor Babes să le facă nimic și au murit. Rezervorul principal de rabie este vânat, în special vulpile, care transmit rabia în localități prin intermediul rozătoarelor și pisicilor care ies din, poate ați văzut când circulați cu mașina, pe marginea satelor niște pisici care merg de obicei pe miriști și mai caută șoareci și așa mai departe. E zona în care se întâlnește vânatul cu animalul domestic și rabia, lanțul epidemiologic devine complet. În acest context am făcut două lucruri foarte, foarte importante care au dus practic la eradicarea rabiei. În Timiș nu am mai avut în ultimii ani rabie. Mai sunt vreo două focare prin Moldova. Nu zic că nu e posibil să mai apară, mai ales că sunt sârbi aproape și cum a trecut struțul, granița trec și vulpile. Dar avem două acțiuni majore. Pe de o parte, am început să microcipăm câinii. Și este un lucru foarte important pentru că ai un control permanent asupra lor. E o problemă pentru că și microchipul ăsta costă niște bani și o parte din proprietarii de câini, mai ales pe la sate, pe marginea satelor, ați văzut, sunt cazuri sociale și nu prea ne descurcăm foarte bine cu toți aceștia. Dar în mare treaba a pornit bine și oricum microchiparea, chiar dacă costă, se face odată. Vaccinarea beneficiază de microcipare în fiecare an, numărul matricol rămâne și în anii următori este mult mai ieftin. Iar celălalt pilon care stă la baza eradicării rabiei este vaccinarea vulpilor, atât aeriană din avioane cu momeli vaccinale, cât și la vizuină unde conlucrăm cu gestionarii fondurilor de vânătoare. Și vă spun, în primul an am început la Cioaca, aici la aeroportul de care vorbeam mai înainte. În 2012, 1 mai, așa. Acum, baza de plecare e la Caransebeș de vreo câțiva ani, dar nu contează aeroportul de pe care pleci, ci teritoriul care îl însămânțezi cu momelile respective și avioanele zboară, au o grilă, au o după hartă și făceau de la Timișoara la Cenat toată zona asta de câmpie. Există niște teritorii în care se aruncă aceste momeli vaccinale și dacă mănâncă și câinii, pisicile, nu-i nicio problemă, nu se întâmplă nimic, doar că animalele respective se imunizează contra rabiei. De care am parte? Sigur. Cam câți da. Câini ați microchipat? Păi, v-am spus că o să facem o eventual o conferință viitoare pentru că vaccinarea la câini începe în noiembrie, decembrie și suntem chiar înaintea ei. Deci la ora actuală avem cam 40.000 de câini microcipați. Dar cifrele concrete le putem spune la încheierea campaniei.
Ăștia sunt microcipați din anii precedenți. Poftiți? Proprietari, microciparea proprietarul. Da. Vaccinarea, manopera, să plătește, deci vaccinul achiziționăm noi și se decontează către medicii veterinari. În fiecare comună este o circumscripție cu un medic veterinar sau mai are unul, doi angajați și ei se ocupă de... Păi depinde cât costă microcipul. Ei îl achiziționează din depozite și... Păi... Nu avem treabă noi cu microcipurile. Asta e o problemă organizatorică, legislativă, dar așa cum e, să știți că înaintăm. Deci am înaintat și în fond și la urma urmei rezultatul contează. Uitați că statistic nu mai avem rabie de vreo 6 ani, am reușit 5 ani așa, am reușit să... 40.000 de când aveți idei cât ar fi în totalul? 70.000, da, aproximativ. Aproximativ 70, 60 și ceva, depinde cum cifra, mai există o fluctuație de la an la an. În orice caz, numărul cred că a scăzut și în Timiș, față de alte județe, situația e mult mai bună. Pe de o parte că foarte mulți câini au fost duși în Occident, câini comunitari, din adăposturile de câini, alții se regăsesc în adăposturi și toți am umblat prin toată țara, nu vreau să dau exemple, dar dacă vă duceți în alte zone, o să vedeți câini pe stradă. Aici e o raritate să vezi câini comunitari. Nu zic că nu mai apar unul, doi, dar nu se compară cu alte orașe. Dar știți că s-au plecat în Occident? Am o cifră, dacă mă lăsați, ori după, ori, nu vreau să mă întrerup acum, n-am trecut-o în sinteză, dar chiar o am. N-am vrut să fiu prea stufos în... pot să vă dau... Poftiți? De noi. Deci ei... Deci se știe clar că au făcut altcineva cine și-au pus acele cipuri? Da. Eu vă spun situația mea, eu sunt crescător de câini de 30 de ani. Există și un caz particular aici, poate la vă referiți. Eu mă trezit cu